Bună seara, stimați telespectatori, și bine ați revenit la Time Out. Time Out care astăzi l-are invitat pe cel care conduce Academia Petrolului, domnul Marius Codescu. Bine ai venit, Marius, în cadrul emisiunii. A doua oară în platoul de la Da Da Production, invitatul fiind posesorul licențelor A UEFA și A Elita UEFA, totodată și formator de antrenor cu licența A UEFA. Are un palmares impresionant în care se remarcă participarea și avansarea în Youth League cu Zimbru Chișinău, dar și câștigarea titlului național cu grupa 1998 a viitorului Constanța, acolo unde a selecționat și a antrenat tineri fotbaliști precum Ianis Hagi, Virgil Ghiță, Florinel Coman, Andrei Ciobanu și mulți, mulți alții. Codescu a mai avut în subordine grupe de juniori de la Dinamo sau ala Dafra, activitatea majoră fiind realizată în cadrul Academiei de Fotbal Viitorul Cluj, entitate care a înregistrat o ascensiune vertigioasă în topul academiilor din România. De 9 luni este coordonatorul Academiei Petrolul, clasificare publicată de Federația Română de Fotbal și care include Academia Lupilor în top 20 la nivel național. Și de aici pornim discuția cu invitatul meu. Acum aproape 50 de ani, așadar în adolescența mea am făcut armata la TR, atunci se făceau 9 luni la TR, era un an și 4 luni la trupeți, cum se spune, era o diferență mare, noi ne bucuram de asta. Și tu, Marius, ai încheiat, iată, cele 9 luni de TR, ca cum îi spun eu așa, pentru cei care vin aici la Ploiești, dacă ajung la 9 luni, deja este parfum. Spune-ne, te rog, cum este? Este un motiv de satisfacție? Este un motiv de îngrijorare? Este un motiv de ce? Viitorul imediat. Bună, asta s-a asociat-o cu perioada noastră, dar mă, eu o asociez cu o sarcină. Bună și asta. O sarcină, adică... Aia e grea rău de tot. Da. Vreau să spun, să sintetizez în câteva cuvinte. Am venit aici, am semnat pe 2 ani și am împărțit această perioadă în 3 etape. Prima etapă până în decembrie a fost de evaluarea specificului al zonei, al academiei, al oamenilor, al grupelor, al staffului tehnic. Acum am terminat această perioadă, să spun, și am intrat în partea a doua de evaluarea jucătorilor, a grupelor care le avem noi, concret. Ca și sinteză a ceea ce s-a întâmplat până acum, pot să spun că s-au realizat lucruri. Sunt foarte încrezător că se poate să facem treaba. Am mare încredere în acest aspect. În primul rând, pentru că, datorită faptului că este un bazin extrem de productiv de talente. Adică, pe o organizare destul de precară, acestei academii, în momentul în care am preluat-o, definește, te rog, adică, cuvântul am precar. Am preluat 7 antrenori, dintre care 5 aveau câte 2 grupe și cam atât, ca și organigramă. Adică, vezi, doamne, erau puțini antrenori. Erau foarte puțini, da. Să nu mai spun că este nevoie pentru clasificare de antrenori licențiați. De la licența B, UEFA în sus. În momentul acesta am consolidat organigrama, am creat o organigramă care nu este 100%. Mai am încă nevoie și în vară am discuții cu un antrenor cu licența UEFA și cu un antrenor cu licență pro, care în proporție de 95% vor veni alături de noi, nu sunt din Ploiești. Am reușit deocamdată să punem câte un antrenor pe grupă, ceea ce este foarte important pe fiecare nivel de vârstă. Am antrenori pe fiecare nivel, am 3 antrenori care sunt responsabili pe grupele de fete, acolo avem un singur antrenor, am împărțit grupele cumva, le-am organizat și avem 3 antrenori acolo, avem preparator fizic, avem antrenori cu portari, începem să arătăm și noi destul de bine și cred că din vară vom funcționa la capacitate maximă. Ne dorim foarte tare ca din vară să facem grupe de elită. Vreau să vă spun chiar dar nu sunt acum grupă de elită? Nu sunt grupe de elită. Noi jucăm campionate de elită, dar noi când vorbim de grupe de elită, vorbim să avem jucători fizic de elită, de calitate foarte mare. Și aici există o strategie, chiar dacă sunt cumva tăios acum și foarte direct, grupele de la 2006 până la 2009 inclusiv, este cam o mare prăpastie în Academia Petrolul, grupele
sunt destul de slabe valoric, mă refer valoric în primul și chiar și numeric. Aici încercăm să facem prin asocieri, prin colaborări cu școli de fotbal din Ploiești. Deja funcționează foarte bine colaborarea cu școala Toader. Avem inițiată colaborare cu OMX Pro, chiar și o discuție destul de avansată cu Petrosport, în care să încercăm să mai peticim cumva cele patru niveluri. Iar proiectul, care sunt absolut convins că va funcționa de la 2010 în sus, unde stăm bine și vom aduce jucători și vom consolida aceste grupe, în primul rând cu jucători de calitate. Uh-huh. De acolo stăm foarte bine. Chiar 2010, în momentul acesta, este pe locul 2 în campionatul de elită la Under 14, se comportă foarte bine și sperăm să avansăm în fazele superioare, fiind singura noastră grupă care este în acest moment într-un obiectiv și ne bucurăm de acest aspect și suntem chiar mândri. Ce înseamnă acea peticire de care vorbeai? Asocieri cu aceste... Cu Petrosport, ai dat un exemplu. Am o discuție destul de avansată cu Iulian Cojocaru, în care noi ne dorim să facem o colaborare. E și referent zonal. Da, este referent zonal. Este, cochetează cu Federația Română de Fotbal, este și asistent la un lot național. Și eu sunt lector, prezint și predau licențe până la licența UEFA, noi ne știm de foarte mulți ani. Uh-huh. Am avut două discuții, două întâlniri, chiar oficial l-am invitat la biroul meu și sper că vom găsi formula prin care să colaborăm. Îmi doresc foarte tare să colaborăm, pentru că și el are grupe, mai ales grupele menționate 2006, 7, 8, 9, are câteva piese destul de interesante pe care le-am urmărit. Am fost chiar și la jocurile de Liga 4 la el și cred că putem să începem ceva. El este antrenor în cadrul unei entități, Petrosport, care are la rândul ei un patron. Patronul vrea? Păi patronul este el. Am înțeles. El se ocupă de grupele sportive. Da. Dar Petrosport, ca și structură, are un patron. Nu știu exact cine apare acolo, dar știu că el răspunde. Deci el răspunde de tot ce înseamnă activitatea fotbalistică. El este cel care răspunde. Am înțeles. Din păcate, fiind doar posesor de licența UEFA, ca și Florin Stângă de altfel, nu poți intra în cursa pentru a antrena echipa Petrol. Ți-ai fi dorit lucrul ăsta? Nu, este în obiectivul meu licența pro. Puteam să încep, chiar mi s-a propus, inclusiv mi s-a propus de câte doi, asta e cumva o chestie care o spun în paranteză, de doi impresari măcar destul să de fie cunoscuți. În premieră, nu în paranteză. În premieră, cred că oficial este, da, doi impresari din România care mă tot forțează să mă las de... Să te lași de partea de juvenilă? Partea de formare a antrenorilor și să mă apuc de antrenorat, să intru pe partea asta. Eu am antrenat. Foarte puțină lume știe că am o carieră destul de concretă și consolidată de antrenor. La Zimbru Chișinău, de exemplu, am antrenat jumătate de an echipa Zimbru Chișinău, jucat chiar finala Cupei Moldovei, doar că neavând licență pro, aveam un băiat care l-aveam lângă mine cu licență pro, dar echipa o antrenam eu. Jumătate de an am jucat finala Cupei Moldovei. Există informații despre acest aspect și am pierdut în prelungire, în minutul 109 și 119. Am pierdut cu finala Cupei Moldovei. Am antrenat la Liga a treia ca antrenor principal, pentru că înainte se putea, având licența UEFA, se poate și acum. Deja am o carieră de antrenor. La Viitorul Cluj, în paralel cu conducerea Academiei Viitor, am antrenat 2 ani de zile Liga Elitelor. În ambii ani am fost în play-off și am antrenat pe locul 3. Deci cariera de antrenor îmi place foarte mult, mă simt cel mai bine în iarbă, atunci mă descarc, pentru că munca de director, de coordonator presupune foarte multă mochetă. Multă muncă de birou și organizare, da? Ceea ce fac și aici, undeva la ora între 9 și 10 dimineața sunt la birou și până în jurul 18 stau la birou, după care plec în baze. Chiar vă spuneam înainte că mai mult stau în mașină, bazele sunt diferite, sunt la distanțe, fac aproape zilnic, nu există să nu fac în jur de 100 de kilometri în Pleașa, Brazi, Valea Călugărească, Compet, Strejnic. O rușine, să spunem, lucrurilor pe nume. Sincer, da, nu mă așteptam. Adică ai o academie cu 8 terenuri? Nu avem o casă noastră. Și casa nu există.
Ne dorim și vom, veți vedea asta, e o surpriză, nu pot să vă divu foarte multe, vrem să creăm o bază, o casă noastră și va fi în curând, eu sper ca în vară să putem vorbi de faptul că Academia Petrolului va avea o casă. Veți vedea proiectul nostru. Eu n-am mai auzit asta, eu nici mai îmi vine să mă bucur. Sincer, nu mă bucurați, cred că vorbim vorbim sincer, eu cel puțin, de când realizez emisiunea asta, poate că a fost, hai nu în fiecare săptămână, dar la două săptămâni, tot merg pe ideea că este o normalitate și că este o moralitate de a avea petrolul o casă a ei. Nicăieri nu am lucrat, nicăieri în 24 de ani de carieră, într-un loc să nu aibă casa lor. Să și unde? Tocmai la petrol. Și la petrol, un club cu ce așa, tradiție și ce... și tradiție și istorie de 100 de ani, până și echipa mare, pe ei nu mă doresc sufletul, eu sunt coleg de birou cu Costel Ilie, care este team manager și în fiecare zi își bate capul unde să facă și cum să facă, mai ales când plouă. Poate lumea, nu te primește nimeni. Lumea nu, nu, exact. Lumea nu cunoaște, au fost zilele acestea ploioase. În două zile, echipa mare a făcut în balon la Ana Maria Pop, pe un teren mic. Lumea așteaptă rezultate, lumea așteaptă satisfacții și eu înțeleg asta. În general, românul este pretențios, dar substratul de organizare și ceea ce înseamnă toate problemele și tot ceea ce trebuie să organizezi, nu sunt văzute, iar și ei se chine pentru orice. Vă dau un exemplu, am făcut întâlnire la fiecare 6 luni, fac întâlniri cu toate grupele, mi-asum energie și timp să apar în fața tuturor grupelor de părinți pentru a avea feedback de la ei și a oferi feedback din partea Academiei. Orice intrare în sala de conferință de a face o ședință, se plătește. Orice intrare a unui junior, dacă luăm un vestiar, se plătește. Deci petrolul plătește în casa ei. Casă unde ar trebui să fie a ei. Îmi pare foarte rău. Eu vreau să spun lucrurile pe nume. Eu n-am nici ce să pierd și nici să câștig. Vreau să spun lucrurile pe nume. E păcat. Că până la urmă unde s-o faci? Hai, pe un curte, pe iarbă. Da, întâlnirea asta. Până la urmă nici n-ai nu unde. Nu se poate afară. Așa ceva. Da. Nu se poate așa ceva. Dar în același, în contrast, cumva vreau să vă spun că ceea ce am întâlnit aici, și nu o spun gratuit și o spun foarte sincer, atâta patimă și pasiune în oamenii din Ploiești să iubească echipa asta, nu am văzut nicăieri. Vă spun, ori exista galerii mai puternice, mai mari, dar ceea ce se întâmplă aici mă încântă să văd bătrâni, femei bătrâne, copii cu fulare, cu steaguri. Primele două etape, nu vă spun că le-am văzut de la mine din birou, care am o vedere direct la teren. Corect. Dar m-a fascinat atmosfera și stau în tribună, stau între oameni, îmi place și eu să cânt, să mă bucur la reușite, mai ales la imnul acela extraordinar. Deci e ceva incredibil și oamenii aceștia merită mai mult. Mă uit la, dacă mă scuzați, sunt în ideea, mă uit ce forță economică are acest oraș. Cu această forță economică, dacă cineva ar centraliza totul și ar reuși să aducă, nici nu trebuie să contribuie foarte mult filmele puternice care sunt în acest oraș. Nu ai voie să fii în primele 5 la echipa mare și ca și Academie este bas cu oricare din România. Să-ți creezi niște spații de cazare, de masă, ceea ce noi nu avem. Noi nu avem niciun jucător adus de aia. Păi, măi, Mariu, spune-ne tu o rețetă fericirii, că o iau cu capul. Vă spun organizare. Păi, de exemplu, hai să vă spun, într-o singură săptămână, dintr-o duminică, în ianuarie, am avut surpriză să primim niște fotografii de la niște părinți. Părinți de 2012. Așa. Și nu înțelegeam, mi-era în fotografii, mi-apăra baza plașa. Am întrebat ce este cu această fotografie și mi-a explicat, sunt 6 lămpi pe 6 stâlpi în spatele porții și ce cu asta? Am vrut să vă facem o surpriză, noi părinți am contribuit și v-am pus 6 lămpi. Deci bine, vin la Ploiești, am venit mai repede, noi am început în 15, am venit prin 11 la Ploiești ca să organizăm, m-am întâlnit cu părinții și era duminică, noi luni începeam, era zăpadă și m-am dus cu un părinte, cel care mi-a trimis fotografia și cu încă un părinte care a dus un electrician și am spus, din cei 6 stâlpi, 2 lăsăm cu lămpile și mai punem 2 pe lateral și 2 pe lateral să avem măcar jumătate de nocturnă. Și mă uitam așa și aveam așa o viziune, îi spuneam cât de bine ar fi să utilăm această bază cu lămpi, să o facem, să avem nocturnă. Până duminica următoare aveam 18 stâlpi puși cu lămpi. În acest moment plașa este cu nocturnă mai bună ca la Vega. Ei, și cineva mi-a zis, domnul Mares, de 30 de ani
știu, terenul ăsta niciodată nu s-a făcut asta. Și ce a trebuit? Că eu n-am contribuit, nu a fost vorba de bani, dar poate am dat o idee sau am organizat. Ei, trebuie să ne organizăm și să ne strângem și să facem. Se poate face, poate cu resurse puține. Cum s-a făcut nocturna aceasta într-o săptămână? A contribuit direct și personal Claudiu Tudor și cu părinții. Cu părinții, cu mobilizarea părinților. Fiecare cât a putut și cum a putut. Pentru asta eu nu pot să am decât un foarte mare respect, un imens respect pentru oamenii din Ploiești. Ei își doresc foarte tare. Păi se întâmplă lucrul ăsta într-un oraș cu atâta putere? Da. Într-un oraș în care CSM-ul este entitate, cum ar veni, de partid și care în momentul de față conduce stadionul Ilie Oana. Întrebarea mea este retorica, este veșnica, pururi veșnica. Păi de ce n-au făcut ei treaba asta? De ce nu fac ei treaba asta la toate bazele astea? Care, așa zis, baze, că până la urmă să fim serioși, că sare mingea ca din colțul mesei. Dar noi vrem să ne ocupăm și de aceste baze, planific o rotație a bazelor, să le lăsăm câte o lună libere și să ne apucăm de ele. În toamnă s-a investit aproape 400 de milioane numai în nisip care l-am turnat pe Vega pentru a stupa, nu gropile, că dacă spun gropile, cratere. Erau efectiv niște cratere cu pericol de accidentare pentru copii. Și am spus că dacă nu facem asta, eu nu mai planific gropile acolo, că nu putem risca. Și s-a făcut acest lucru și a fost un lucru benefic, chiar dacă nu arată bine Vega, dar e pregătit pentru lucrările din primăvară și ne vom apuca și de Vega și de Pleașa. La Valea am identificat un puț, vom avea aspersoare, vom avea instalație de a uda terenul. Deci ne mișcăm, facem lucru, lumea trebuie să înțeleagă că este nevoie și de timp. Academia, în mandatul tău, a făcut niște pași, eu i-am numit de fiecare dată apăsați. Poți să dezvolți un pic pe tema asta? Da, în primul rând, primul lucru care îl văd eu cel mai important este comunicarea. Așa cum vă spuneam, mi-am alocat timp și energie foarte multe pentru acest aspect. Bianual mă întâlnesc cu părinții, este un aspect. Dar peste toate m-am auto-introdus pe toate grupurile de WhatsApp personal pentru a fi foarte aproape de dorințele și de nevoile grupelor și a părinților. Marius, ai și feedback negativ? Da, sigur. Oameni care să, sigur. Nu știu, să te acuze, nu știu cum să zic. Da. Și? Dar le răspunzi? Până în toamnă, credeți-mă că au fost momente care și 12 noapte, poate la 10 ajungeam de pe baze și până la 12 sau 1 eu stăteam să răspund părinților. M-am consumat foarte tare, dar m-a ajutat foarte mult pentru că mi-am dat seama cu adevărat care sunt problemele aici. Unul la mână care o știam foarte bine este faptul că noi suntem români, noi suntem cei mai rezistenți la schimbare. Noi ne ia mult timp să acceptăm o schimbare. Chiar dacă e spre bine, e greu. Noi suntem într-o zonă de confort și ne mulțumim, este bine așa. E valabil la nivel național? Peste tot. La român. Eu vă spun, lucrând în trei țări, conducând academii și lucrând și cu arabi care aia scriu invers și au viața invers, sau cu moldoveni care zicem că sunt mai grei de coordonat, român este cel mai greu de scos din zona de confort. Și am văzut într-adevăr lucruri și negative, dar din primăvară am introdus reguli, regulamente de ordine interioară, principii pe care toată lumea, începând cu mine, trebuie să le respecte. Le-am expus la fiecare grup, către fiecare grup de părinți, le-am adus la cunoștință, le-am citit punct cu punct ce vrem să facem și lumea a înțeles în mare parte. Sigur că mai se găsesc, mai sunt părinți care... E vorba de cârcoteală, de răutate? Nu știu dacă este răutate. De faptul că nu-i joacă copilul? Nu neapărat. Nu am avut cazuri din acestea sau dacă am avut, poate că am avut în privat o direcție cumva de la un părinte, care părinții știm că sunt și subiectiv, către un anumit antrenor. Dar le-am reglat. Ce am făcut? I-am invitat la birou. La birou și am ascultat punctul de vedere al părintelui, chiar uneori cu copiii, punctul de vedere al antrenorului și am găsit formula. Da, am avut chiar situații de copii care vreau să se lase de fotbal, dar nu că nu joacă. Demotivați, chiar acum am o situație de un copil de 2010, care astăzi mi-a scris părintele lui că îl lasă total pe mâna mea, a venit cu el, l-am pus să facă niște promisiuni, chiar le-a scris, nu l-a ținut decât o săptămână și aș vrea să câștig acest copil. Pentru noi, dacă câștigăm un copil, este foarte bine.
Este foarte simplu să spui renunț sau nu mai am nevoie, dar noi nu vrem să facem așa ceva. Căutăm să câștigăm cât putem noi mai mult. Care a avut și o explicație copilul pentru care face treaba asta? Cred că anturajul. Cred că anturajul. Intrând în... Familia n-a putut să-l stăpânească, probabil? Nu, da. Mama puțin mai permisivă, tatăl lucrează afară și când a venit tatăl, a venit clar. Cu copilul, da. Dar cred că anturajul. Am citit foarte mult și am studiat perioada de pubertate. Schimbarea aceasta care se întâmplă, pentru că omul se naște cu adevărat la ieșirea din pubertate. Se naște și este copilăria, este o zonă din aceasta de inconștiență. Lucrurile se fac instinctiv, problemele nu sunt cu adevărat, dar când intri în pubertate și încep transformările la nivel fiziologic, la nivel mental, atunci noi trebuie să avem foarte mare grijă. Adică a impune, vedeți dumneavoastră, generațiile acestea care sunt mult mai inteligente decât noi, a impune unui copil în această generație, nu reușim prea multe. Ne aveam respectul, dar ei, mai degrabă, ei trebuie să-l iei ca și prieten. Ca un prieten. Mai bine îl iei ca prieten decât... Dar să-l faci să conștientizeze. Dacă în momentul de față ar trebui să spui trei nume... Da. La general, de la toate grupele, da. Ai putea să îi și numești valoroși? În momentul de valoroși? Sunt foarte valoroși, dar nu aș vrea să fac asta. Știu că tu ai o chestie legată de credința asta că în foarte scurtă vreme, sau în scurtă vreme, să nu folosim și foarte, da. De la Academie ar putea ca petrolul să-și tragă întreaga sevă. Sunt 100%. Ascultați-mă ce vă spun și aici o spun și puteți să o și notați. Deja un jucător, Dumitrache, din ianuarie nu l-a mai prins deloc la juniori. De 2006. La antrenamente. La niciun antrenament, el face numai cu echipa mare, joacă la Liga de Tineret. Avem niște copii, de un copil de 2009, senzațional, trei copii, între care unul portar și doi copii jucători de câmp de 2010, nu mai e număr mai departe, care sunt deosebiți. Ascultați ce vă spun. Aceștia ușor, ușor, deja vreau ca din vară, ușor, ușor, măcar cât un antrenament să facă cu o echipă mare. Vreau să spun că în fostul mandat al lui Florin, Părvu, am avut o comunicare extraordinară cu el. În fiecare săptămână am avut minim doi jucători din Academie care a făcut cu echipa mare, iar când echipa României a jucat cu Elveția și cu Israel, atunci, campionatul a fost întrerupt, am dat 5 jucători la echipa mare. Deci, săptămânal, noi livrăm jucători pentru a intra în acea atmosferă. Lumea nu știe. Dar lumea va vedea ce jucători... Lumea nu știe pentru că noi se spune, nu? Da. Eu aș vrea să vă să se mediatizeze mai mult, dar se întâmplă asta, s-a întâmplat aproape în fiecare săptămână, iar din vară chiar vrem să promovăm jucători foarte, foarte tineri. Foarte tineri să-i promovăm, să facă antrenament și dacă noi simțim că este cazul, chiar să debuteze 2 minute, 3 minute pentru el, pentru a-i da un imbold. Este extraordinar. O încredere, sigur, că da, contează mult. Sunt. Nu, n-aș vrea să dau nume, că poate alții s-ar simți puțin. Corect. Dar sunt. La U9 la Penuță, nu? Nu, la U10 la Penuță. Și la U9? Dumneavoastră ziceți de antrenori acum? De antrenori. Pe Codrenul ăla. Am înțeles. La U14, Cristi? Turec. Nu, Iordache? Nu, domnul Iordache se ocupă de Liga 3 de fete. De fete? Și nu, este degrevat acum de... Doar de fete. Era la un moment dat și la U14. Nu, el a fost la Under 15, a fost Under 14 anul trecut, Under 15, 2009 a fost la 2009. Da, Manolache? Pe Pura. Manolache am dat Under 15 fete, face o treabă foarte bună, pe locul întâi cu Under 15 fetele. Ok. Bogdan? A avut derby cu Prahova, un joc extraordinar duminică. Uh-huh. A fost o atmosferă incredibilă, incendiară, două galerii cu tot arsenalul, a fost superb. Cât s-a terminat? O să vă dau și câteva imagini, dacă vreți. 0-0. 0-0. Un meci foarte încrâncenat. Bravo. Bogdan Zahiu. Bogdan a preluat 2009 acum. 2009. Pura 2008. Daniel Movila. Are Liga de Tineret. Pentru Liga de Tineret. Cristi Bulac cu Under 17. Turec are grupa cea mai bună în momentul ăsta. Sunt de aia la vârf, cum ar veni. 2010. Spune-mi, te rog, ai o grupă preferată dintre acestea? Nu, pentru mine toate sunt preferate. Toate sunt preferate. Sunt dragi toți jucătorii tale. Care sunt în Academie. Potrivit manualului de licențiere al Academiei, Petrolul are acum și echipă de fotbal feminin, exact cum ți-a făcut plăcere trei grupe, să le specifici. Te rog să-mi explici utilitatea acestei implementări
alta decât cea aducătoare de voturi la alegerile președintelui Federației Române de Fotbal? În primul rând este obligatoriu la clasificare. Ok. Pentru acest moment, adică până anul trecut era obligatoriu anta 13 și anta 15. În timpul jocului, în ghilimele, Federația ne-a transmis că trebuia și under 11 și under 17, pe care noi puteam să le facem pentru că avem numărul de fete. Corect. Dar nouă ni s-a spus, nu numai doar lui Petrolul. În manualul de clasificare emis în decembrie am aflat că am putea să atașăm și 11-17 dacă campionatul era început în septembrie. Adică nu mai aveai cum să le creezi. Dar spune-mi, pentru ce se luptă aceste domnițe? Care este scopul acestui fotbal? Cred că pasiunea. Pasiunea lor incredibilă. Este dată la nivel național organizarea unor astfel de grupe pentru ca fetele să fie pasionate de fotbal. Da, dar au terminație, pentru că există campionat de Liga 1 de fete. Așa. Există echipe naționale de la 13, 15, 17 senioare de fete cu campionate europeane, campionate mondiale. Se finanțează... Eu pot să înțeleg sportul, pot să înțeleg sănătatea, pot să înțeleg plăcerea, pot să înțeleg iubirea, pot să înțeleg orice. Bă, dar nu pot să înțeleg altceva. Spunem deja că mi se pare extraordinar de mult. Pare că se acordă o importanță din ce în ce mai mare acestui fotbal feminin, în contextul în care tu spuneai că la un derby pe care l-ai avut duminică au fost prezenți tribuna plină la pleașă. Tribuna plină la pleașă și că a fost o plăcere să se urmărească această întrecere. Cine este în acea peluză sau în acea tribună? Părinții. Sunt părinții? Părinții și... neamurile, clar? De exemplu, au jucat under 15, au venit fetelele de la Liga 3-a. S-au susținut? Sigur, părinți. Unii pe alții. Au venit jucători din Academie care le susțin. Este o chestie, e pe un trend foarte ascendent la nivel de UEFA. De aceea toată lumea îmbrățișează ideea aceasta. Haideți să facem o scurtă pauză și să-l rog pe colegul din regie să ne prezinte materialul publicitar pentru această emisiune. Revenim după acest scurt moment promoțional și vreau să revenim la lucruri serioase, exact cum am făcut-o și până acum. Până când va trebui să așteptăm noi titulari ai Petrolului din rândul copiilor aceștia pe care îi tot timpul i-ați promovat, i-ați săltat și ați spus despre ei că fac parte dintr-o generație care, sau din generații care vor conta într-un viitor mai mult sau mai puțin îndepărtat? Așa cum vă spuneam, există la modul realist o prăpastie, generație 2006-2007-2009, care putem extrage destul de puțin, crezând din toată puterea de la 2010 proiectul va fi reușit. Nu aș putea să evaluez, să vă spun, o perioadă sau un timp. Adică să zicem un 2-3 ani? Nu, mai repede. Și mai, deci, repede? Mai repede, da. Da, eu cred că cel puțin de la și jucătorul de la 2009, despre care v-am spus, și de la 2010 trei jucători, eu cred că într-un an jumate, deci din vară încă un an, vor avea capacitatea să facă antrenamente doar cu echipa mare, pentru că sunt și foarte bine dezvoltați, arată foarte bine. Sunt pentru lotul național, toți sunt pentru lotul național și la acțiunile care urmează vor fi convocați. Eu cred că într-un an jumate putem să vorbim. Pe lângă jucătorii care îi aveam acolo, Dumitrache, care eu cred că nu mai durează mult și va promova. Este greu, acum noi avem un obiectiv, e destul de important obiectivul de atins. Clubul acesta trebuie să rămână, nu există, nici nu vedem altă variantă decât a juca în Liga 1.
După care, când se așează lucrurile și va fi liniște, să ne ocupăm și pe partea asta. Liniște? De, liniște. Pe partea asta, aceasta nu va fi liniște, da. Știu ce spuneți, pentru că am evaluat, așa cum vă spuneam, prima jumătate specific cu aceste zone, dar liniște sportivă pentru a putea să și debutăm jucători, la aceasta mă refer. Care este, păi dacă, ar fi să faci un, dacă ar fi să faci un apel către cineva, către... Adresați-te tu cuiva în momentul ăsta. Spune-ne tu să fie liniște. Cum ai formula? Eu? Aș lua-o de sus de tot. Dacă ar fi să mă adresez cuiva, m-aș adresa factorilor de decizie la nivel local, politic, politic. Pentru că contează foarte mult, da. Oricând ne-am eschivat, noi contează foarte mult. Mi-ar plăcea să văd un primar care căruia ar plăcea sportul, în primul rând. Și dacă te gândești la club, dar în special la Academie, să conștientizezi că este un proiect social. Nu este Codescu, că e, eu, poate de mâine nu mai sunt aici, nu știu drumul meu, sau Claudiu Tudor, sau, nu e al nimănui. Acesta este un proiect social al județului Prahova. În primul rând, toți copiii din Prahova, sau majoritatea copiilor din Prahova, vor să facă sport. Mulți aleg să vină la Academia Petrolul. Păi haideți să facem ceva pentru copii, pentru viitorul nostru. Eu asta aș face în primul rând. Cineva de sus trebuie să adune. Haideți să ne punem la o masă. Ce facem cu sportul? Prima dată trebuie sportul să vrei. Da, nu? Să-ți placă. Să-ți placă. Placă și după aceea să vrei. Dacă îți place, este păi un nu pas. Că s-a dovedit că în țară există astfel de oameni care sunt apropiați de sport și care într-un mandat, sau poate chiar în două mandate, au reușit să ducă sportul exact acolo unde spui tu că ar cam trebui să fie. Lumea așteaptă foarte multe de la noi. Eu ceea ce cer, pentru că știu foarte bine să stăpânesc multe situații și solicit timp. Lumea așteaptă foarte multe de la noi, dar lumea nu știe și nu am venit să mă plâng. Dar asta este realitatea, sunt foarte multe greutăți. Sunt foarte multe greutăți pentru că a funcționat o academie care, eu când am era 174 de copii, și acum avem peste 300, pentru a funcționa, este ca un mecanism. De la organizarea de jocuri amicale, oficiale, arbitrii, observatori... Și asta mai și costă. Toate, chiriile bazelor, transportul, când ne pleacă... Păi numai acum, ca să vă spun, făceam acum, Italia este un turneu la care este grupa 2012, nu, mă refeream strict la sâmbătă și duminică, noi avem jocuri. Și trebuie să ne plece un autocar la Pitești cu două grupe, un microbus la București cu Under 17 la Sport Team, un microbus la Craiova cu fetele, joacă fetele Under 15. Deci sunt lucruri care nu se văd, sunt substraturi. Cine se ocupă de treaba asta? Noi, cine? Eu împreună cu domnul Iliac, l-am pe domnul Iliac, care pentru mine este numărul unu, este omul care este stâlpul de care mă susțin în multe momente și îi deleg sarcini și le face extraordinar de bine, cu Robert Burlaco, care este team manager și el orice îi dau referate, organizare, deplasări, turnee, el îmi vorbește transport, pachete, tot ce trebuie pentru copii. Suntem destul de bine organizați, mi-aș mai dori oameni. Dar bani aveți? Tocmai că nu sunt. Ne descurcăm. Păi și cum faceți treaba asta? E foarte greu. E foarte greu. Lumea vede foarte puțin. Vă spun, cea mai mică taxă din România este la petrol. Eu vin de la Cluj unde 350 de lei și vor să facă 500 din vară. La petrol e 150 de lei și plătesc numai până la o anumită vârstă. Deci cu 150 de lei aceea nu ne ajută. Nu vorbesc de salarii, de fondul de salarii, nici măcar să ne desfășurăm activitatea. Sunt de diferite surse de unde se... Ei nu bagă nimeni bani în centrul ăsta? Nu. Nu. Am zis, totuși, nu, am făcut un proiect cu OMV-ul ăsta. Nu, cu Petrom, personal, l-am inițiat. Așa? Și am lucrat împreună cu Claudiu Tudor, cu George Negoițescu și, în prima fază, un proiect destul de... Amplu, și, dar foarte realist, scos cu toate cheltuielile și cu tot cu ceea ce există, de competiție fair, adică nimic, totul realist. Nu s-a aprobat la suma respectivă, dar s-a aprobat undeva la o treime. Și am spus că e bine. Iar când a fost să înceapă să funcționeze, s-a anulat. N-a mai funcționat. Și n-ați mai prins nimic de la Petrom? Nimic, absolut. Absolut nimic. Eu am crezut că
măcar pe către academie există ceva, nu știu, o dragoste, un imbol să ajut copiii, dar foarte puțin care vin către academie, către copiii acestui județ, către Prahova. Și nu ne trebuie mult, credeți-mă că nu ne trebuie mult. Bugetul pentru a te descurca pe lună nu este foarte mare. Dar trebuie să fie ceva de care să ai o linie și o stabilitate. Ce înseamnă foarte? Nu ar trebui să nu fie foarte mare. O fi mai mult de 50.000? Nu. No. Sub, cu mult. Nu. Sub, cu 50.000 mult? De euro. Euro. Nu. Mai puțin. Mai puțin? Mai puțin. Da. Mai puțin. Petrol a sărit de la play-off direct către play-out. Da. Da. Spune-mi, te rog, există vreo temere să înceapă să ne bată inima că vom putea și retrograda? Eu refuz asta și nu cred așa ceva. Nu. Bine, și eu refuz și nu-mi vine să cred, nu, dar nu realist? Realist, nu am în minte așa ceva, pentru mine nu există. Vă spun sincer, lotul este foarte valoros. Lotul este foarte valoros. Sunt convins că vor juca așa cum trebuie, se vor prezenta foarte bine în meciurile care... Să le spunem estimațiilor telespectatori faptul că emisiunea este făcută luni la prânz și că plecăm de la emisiune de aici fiecare la drumul lui. Mergeți la București? Da, am 87 de copii cu care plec astăzi cu două autocare de seară la 6:30. Academia pleacă la București la... Războiul copiilor va fi de seară, pentru că, așa cum bine știți, meciul se joacă fără spectatori. O să ajung și eu la meci și de aceea vreau să te rog să continui pe linia aceasta în contextul în care meciul acesta cu Dinamo și vezi ce spui, pentru că mâine când va fi emisiunea la televiziune la ora 20, deja să cunoaște rezultatul. Adică să cunoaște și ce spui tu acum. Da. Ce să spun? Îmi doresc să nu pierdem la Dinamo. Eu, sincer, dacă cineva spunea ieri la o emisiune pe Digi, spunea că în fotbal nu contează trecutul și nici viitorul, contează doar prezentul și viitorul apropiat. Iar viitorul apropiat pentru mine este de seară și jocul cu voluntari. Eu îmi doresc, sincer, personal, să facem un egal la Dinamo și să-i bate pe voluntari și atunci vom fi liniștiți. Deci tu ai zice că la 4 puncte? 4 puncte o să fim liniștiți. Nu suntem matematic, dar cu 4 puncte... Cu dar dacă echipe, ar fi invers? Adică să-i bați pe Dinamo? Ar fi bine? Să-l faci egal cu voluntari. Important să le țin spate pe celelalte, să păstrezi o distanță. Și cum vezi meciul ăsta cu Dinamo? Eu am fost 6 ani la antrenament la băieți, am fost la Ilie Oana, am participat la tot antrenamentul, îi văd foarte bine, îi văd determinați, sper să aibă o evoluție foarte bună de seară și mai ales să fie eficientă, că uneori contează și să nu fie foarte bună evoluția, dar să câștige. Ce a lipsit echipei pentru o poziționare altfel decât cea în care este acum? Punctul meu de vedere? Da. Puțin mai mult curaj în anumite momente ale campionatului, jocuri în care acele egaluri la care noi ne-am bucurat că am câștigat un punct, acum plângem după ele. Au fost meciuri, mi-aduc aminte, care le-am dominat, chiar și în deplasare, care le-am dominat și le-am avut în mână, dar ne-am mulțumit cu puțin. Ceea ce ne specific nouă, e bine și așa. Cred că am fi putut cel puțin 2-3 jocuri să le câștigăm, care s-au terminat la egalitate. Și uite, adică că era în play-off. 4 puncte, da, atunci am fi fost în play-off. Sigur. Adică adunate punctele, da, pe care, vezi, Doamne, le-ai risipit. Da. Puțin mai mult, mai mult curaj. Noi încercăm să educăm în academie anumiți factori care sunt foarte importanti, iar factorul mental, atitudinea și mentalitatea, atitudinea care trebuie să fie 100% în momentul când împășești pe teren și mentalitatea de învingător este foarte important. Să te duci la orice meci să câștigi, nu contează, trebuie să te duci să câștigi. Eu sunt de acord cu tine, pot să fiu de acord cu tine, pentru că sunt realizator de emisiuni, pentru că nu mai joc, nici eu, niciun sport, și pentru că e ușor să vorbești așa. Dar din punctul lor de vedere al jucătorilor, crezi că e ușor să joci pe burta goală? Păi nu e ușor, nu. Aspectul acesta nu l-am. Eu l-am atins aspectul sportiv. Nu sportiv, este ușor. Ok. Eu înțeles că toată lumea trage și ne dorim și vrem și ne dorim și vrem. Sunt de acord și de faptul că spui la un moment dat o să aveți de luat, aveți de luat. Și sunt convins că o să-și ia. Firește. Da, nu au cum. Da, vezi că în țări calde sau pe unde așteaptă un copilaș. Sunt în alte țări și peste tot, cam peste tot, există un buget care este asigurat de dinainte.
La noi nu există așa ceva. Asta ar fi o idee pentru Federația Română de Fotbal sau pentru Liga Profesionistă, pentru a solicita acest lucru. Un buget care să asigure măcar fondul de salarii, nu alte cheltuieli sau alte activități. Uh-huh. Și atunci te asigura că jucătorii sunt plătiți la zi. Eu aș introduce asta chiar la licențierea cluburilor. Cred că ar fi o problemă majoră pentru multe cluburi în România. Dar atunci îi pune să se zbată înainte de a începe să aibă bugetul, nu în timpul campionatului sau după. Da. Las, cum să puneți dumneavoastră, aveți de luat. Eu văd ce se întâmplă aici. Oamenii să nu credeți că nu-și doresc și se consumă foarte tare. Cum să facă pentru a doua zi? Cum să facem? Cum să facem să liniștim jucătorul? Cum să facem să mai achităm? Dar sunt probleme când nu ai de unde. Este foarte greu. Dar cum e? Cine țipă mai tare câștigă? Sau cum e asta? Cum se întâmplă? Aici, nu știu. Cum e? Nu știi? Da, în general, bine, mai știi, dar nu poți să spui. Sunt de acord. Ce cu treaba asta? Că, na, normal că nu te-am chemat aici ca să dai din casă prea mult. Dar, sincer, vine săptămâna viitoare. Băi, săptămâna viitoare când zici că joci cu cine joci? Cu Craiova, da? Voluntar. Când joci cu Craiova, nu. Când joci, da, cu Craiova. Ai putut să zici că aveți extra niște bănuți dacă îi bateți pe Craiova? Bă, frate, mie mi-a plăcut Petrolul cum a jucat în meciul ăla. Bă, mie mi-a plăcut cum a jucat Petrolul. Bă, Petrolul a tras, dar ea, într-adevăr, a prins și o echipă mai cu frâna de mână trasă, dar nu mai contează. I-am bătut. Cum i-am făcut? I-am bătut. Bucurie la sfârșit. A început dansul. Da, eu v-aș întreba, v-aș răspunde cu o întrebare. Credeți că cei din cadrul clubului, deci vreau să vă spun stare, eu nu mi-am pregătit niciun discurs, am venit spontan să vă răspund la așa. Tot ceea ce răspunde și răspuns. Credeți că din club nu și-ar dori să asigure această stabilitate? Eu văd oamenii aceia se consumă incredibil, nu știu ce să mai facă. Dar încă o dată, dacă ar fi două, trei surse măcar. Știu că, ca să-i număr din ceea ce aud eu, pentru că sunt pe partea tehnică, nu particip la discuțiile acestea de parte financiară. Sau... Știu că domnul de la Cocoș, care am avut onoare la un moment dat, chiar Iulian, la început să-l cunosc personal și mi s-a spus de dânsul, dânsul ne-a mai ajutat și sponsorizează. Sunt prea puțini care vor să facă. Nu e din de club. Ce te că de la din, din club, oamenii chiar își doresc și se super consumă. Eu văd că suferă. Eu nu o spun gratuit, eu văd. Și pe mine mă doare să văd, că să văd antrenorii mei. Antrenorii mei de la Academie, că nu sunt plătiți când trebuie. Că toată lumea, noi toți suntem la fel. Păi dar cum înțelegi? Cum faceți să înțelegeți treaba asta? Pentru că ne place. Iubim fotbalul. Pentru mine fotbalul înseamnă tot. Mai mult decât orice. Și când ți-e foame, ce mănânci? Asta e, mai împart ziua în două. Împarți covriul. Da? Ce să facem? Nu e ușor. Nu este ușor. Știi care e juncheria? Hai că să zicem că la voi ar mai fi cum ar mai fi, că mai aveți așa și un kil în plus. La fotbalistul ăla care săptămâna peste 4 zile are meci? Se fac efort, nu există. Ei au mese, au vitaminizare. Deci asta nu deci există. Din punct de vedere al mesei și de asta nu se pune. Nu se pune problema, nu. Doar de bani, de trimisul de bani acasă. Acum nu știu care este situația exact cu fiecare jucător sau care este situația. Le mai dai așa câte o jumătate, câte o jumătate. Se mai achită, se mai, nu pot să spun, nu sunt la zi. Nu știu câte cluburi sunt la zi din România. Corect, sunt de merg și pe treaba asta. Dar uite că se creează o presiune formidabilă. O presiune pe care o fac unii oameni și atențiune, nu toată lumea face presiunea asta. Unii oameni care, pentru care rețelele de socializare au devenit motiv existențial, ca să nu zic mai mult decât atât, pentru că eu văd și cine scrie. Și de câte ori scrie. Și ce scrie. Bă, frate, îți vine să mănânci laptopul ăla, îți vine telefonul ăla să-l bași pe toc sau să-l spargi. De multe ori am fost și în această ipostază, dar am zis să stau în banca mea. Le-aș răspunde la toți. Le-aș răspunde, pentru că merită să li se răspundă treaba asta. Dar când ăla vine și zice, nu mai, n-am ce să discut cu tine, pentru că am întrerupt orice fel, nu mai urmăresc WhatsApp, nu mai urmăresc Facebook, nu mai urmăresc Google, nu mai urmăresc YouTube, nu mai urmăresc Insta, nu mai urmăresc nimic. Păi și atunci de unde afli? Că nu vreau să mă încarc. Corect. Merg pe ideea că, corect, nu te mai încarci. Sunt de acord cu tine. Dar de unde afli ce vor și oamenii ăștia? Pentru că, uite, s-a făcut ca un fel de front așa și în loc să ai 15.000, 13.000, 11.000, 10.000 de oameni care să fie stabili să vină tot timpul la stadionul Omenie, au trecut de la 10.000 direct în 4.000 și în 3.000. Da, e dramatic, așa este. Iar pentru noi, ca și societate, ca și club, ca și orice, lucrul ăsta se vede. Pentru că
banii care se luau pe tichete, pe ticketing-ul ăla la 10.000 de oameni, te ajutau măcar să scapi de angaralele meciului, care nu sunt puține, da, care sunt foarte multe. Mamă, ce repede trece timpul. Mai am, să zic, să-ți mai pun o întrebare. Care mai sunt relațiile cu băieții aia la Buiucani? Că ții minte că la un moment dat ați făcut un parteneriat, o discuție, o... Da, nu le-am dezvoltat foarte mult aici și pentru faptul că a plecat... Era domnul Gonciaruc sau cine era? Da, Gonciaruc, pe care îl cunosc din perioada când a fost la Zimbru, niște tip foarte ok, uh-huh, și care fac treabă foarte bună la Dacia Buiucani. Sperăm să producem pe partea aceasta și sunt foarte concentrați pe Liga 1, au o echipă în Liga 1 și numai de copii, cu jucători din academia lor. Nu am mai comunicat foarte mult în ultima perioadă, deoarece că Pârghia, care ne-a făcut nouă conexiunea, domnul Sebastian Bodnar, nu mai este la noi la... Da, la este Petru, la Cluj, nu? La Cluj. Da, exact. A plecat la mai bine. Acum nu știu dacă la mai bine. Eu vorbesc din punct de vedere pecuniar, probabil. Nu știu să vă spun. Nu. Păi altfel cum? De ce ar fi plecat? Eu am vorbit cu el și era mega mulțumit aici. Dacă v-a spus, m-a zis, eu nu am... Așa mi-a spus înainte posibil, să plece. Posibil, eu nu am... Da, să știți că și ziariștii mai sunt mințiți. Eu nu credeți cumva că toată lumea spune adevărul. Nu. Da. Fără discuție. Da, nu am detalii. A plecat, a fost o alegere a dânsului. A plecat, m-am întâlnit cu domnia sa în lift la Cluj. Și cu asta basta, da, în terna. Bă, mi-ar fi plăcut să mai rămână. Eu am colaborat cu el la Zimbru și mi-ar fi plăcut pentru că este un foarte capabil. Cerebral, da. Foarte, foarte deștept, foarte informat. Și mi-ar fi plăcut. Ar fi fost un tip foarte util la Petru Lopăști. Acum, dânsul a ales să meargă acolo. Ea, fuse și seduse. Da. Foarte puțin mai avem și nu te las până când nu-mi spui despre grupa asta care o ai în Italia acum. Da, grupa 2012 participă în aceste zile în Italia. Chiar astăzi a disputat finala. A disputat finala, dar nu am încă informații despre rezultat. Au avut numai victorii, un turneu de nivel mediu cu echipe care sunt școli de fotbal afiliate echipelor de Liga 1, chiar și al lui Chievo. Adică puternice. Da. Un turneu destul de interesant, un turneu destul de bun pentru acest nivel de vârstă, contează foarte mult orice experiență, mai ales internațional. Uh-huh. Pentru că jocurile puternice, jocurile cu echipe tari te fac să crești. Eu când am avut grupa 98, grupa lui Ian Sagi, în anul în care am ieșit campion, am avut un volum de 88 de jocuri, mamă, dintre care 24 internaționale. Dar dacă vă spun ce jocuri internaționale, dacă vorbim de Ajax, Leverkusen, Feyenoord, Galatasaray, cum se făceau? Fiind grupa lui Ianis, Hagi m-a dus peste tot. A jucat cu AC Milan, cu Porto, cu Vasco da Gama, adică cu african, cu toate tipurile de jucători, oricând veneam în România. Și asta, grupa asta este și al amicului Claudiu? Lucas este 2013 și poate... Joacă acolo, da, joacă jucător de bază, un jucător extrem de talentat. Eu spun Claudiu, eu când îl văd pe Lucas, îl văd pe Ianis. Adică ambidextru, ambele picioarele folosește fără niciun fel de... el nu are... nu e la nivelul în care să gândească să aibă execuția. La el e automatism. O știe. Unde îi vine mingea, el folosește ambele picioare pentru pasă scurtă, lungă, medie lungă, pentru dribbling, pentru preluare, pentru finalizare. El nu. Cum i-ai dus copiii ăștia în Italia? Cum au zburat? Au mers cu autocarul? Au zburat, dar au avut mari probleme. Nu știu dacă știți. Știu că și-au pierdut actele, au furat actele. Nu au pierdut actele, dar au ajuns chiar când a început defilarea. În locația la Pisa, au luat două Vito, mașini mai dubise din acestea, pentru a transporta de la aeroport și au fost prădați. S-au fost parte în două mașini și li s-au luat toate, toți rucsacii, documentele, pașapoarte, telefoane, tot echipamentul de joc, ghetele de fotbal. Da, Claudiu Noroc a fost acolo cu ei, i-a îmbrăcat pe... Primul meci l-am jucat în echipamentul de prezentare, adică în tricoul cu care ei au fost pe avion. Și au fost la poliție, au reclamat, nu s-au luat nicio măsură, polițiștii de acolo chiar mi s-a povestit că nici măcar n-a ieșit din sediu. Au dat o declarație, au pus să-și ștampilă și n-a ieșit din sediu măcar să vadă mașină sparte sau să ia amprente. E extraordinar. Și alt aspect care s-a întâmplat, dar există legea compensației, alt aspect, ieri un copil care face parte din delegație a căzut pe mână și a fracturat mâna,
A stat vreo 4 ore la urgență. Adică s-au întâmplat lucruri negative, dar legea compensației ne dă pe partea sportivă că jucăm finala. Și că poate câștigați. Poate câștigăm. Nu este un lucru wow, nu este un obiectiv să... Bine, la tine niciodată nu e un lucru la mine wow. Nu este, am nu văzut, este, știu da, cum e. Pentru mine experiența și bucuria. Nu știu dacă m-ați văzut în... am condus grupa combinată 2011-2012-2013 la Cupa Moș Crăciun și am câștigat-o. Pentru da, că de da, nu știu da. Câți ani nu s-a câștigat. Pentru mine, bucuria lor mă bucură și satisfacția că ei ating un obiectiv. A fost frumos, pentru într-adevăr. Mine, da, au avut distinșii telespectatorii posibilitatea să urmărească imagini de acolo, de la Cupa Moș Crăciun. Vreau să îți mulțumesc pentru prezența în emisiune, pentru că timpul alocat acesteia a luat sfârșit. Ne vedem săptămâna viitoare, stimați telespectatori, la o nouă întâlnire Time Out. La revedere, numai bine! Seară bună și dumneavoastră, mulțumesc pentru invitație!